George. De ce se aude? Nu știu, asta e. Eu luminează chestia asta. Nu mă uite. Unde? Pe ce? Deși tu like, subscribe. Salutare, dragii mei! Astăzi, în sfârșit, voi face un vlog mai puțin obișnuit. Mai exact, vom merge la o casă bântuită, nu bântuită, sunt că abandonată. Sper că până noi să ajungem, deja sunt în puțin afară. Acum să mergem. Ne-a luat aici o înghețată, să mănânc pe drum, ca să am putere. Deci, vlogul va fi un vlog de groază. Sper să vă speriați. Ei, dar asta așa glumit. Pentru că eu chiar am răcit și chiar mă doare gâtul. Și încă mă mănânc și înghețată. Asta de deja cum vi se pare? Bună idee, nu? Știu. Am niște idei grozave. Ok, deci chiar îmi place să mă prostesc, asta este viața mea. Fără prostii, nu voi exista. Eu când nu am ce face și sun în telefon. Dansăm! Urcăm în mașina în cază. Mașina am spălat acum mașina zilele astea. Aola mine, doamne, cum arunc eu camera asta. Bat joc de ea. Dar oricum îmi voi cumpăra curând camera GoPro 12. Și... Dar deci acum vreau să mănânc înghețată până nu se topește. Iuhu! Îmi place povestea asta. Prieteni, sper că mă ajută deja mult de frică. Să că mai cu niște erau și faci așa ca să mână mă. Deci. Acum. Așa. Eu nu intru acolo. Ce? Tu dacă să riscăiești, eu nu intru. Tati, nu e musa, nu duc în mașină. Uite, stai așa. Nu știu, trebuie să eu dar apoi nu-mi Tada. Da, dacă este un șoarec, apoi e... Da, dacă e șoarec, e nișo. Tu nu închide ușa, lasă așa. Ok. De ce avem? Tu poți pregătești lanterna dacă vrei? Maxim, nu mă tem. Așa. Prieteni, deci asta a fost casa unui prieten de lui tatăl meu și acum să luăm ceva dacă avem nevoie și mă gândesc să facem și vlog. Nu mai așa de întuneric. Nu pot. Nu mă tem. Uite ce pânzi de până aici în tot. Wow! Uite ce pânzi de până aici. Poți lua acasă? Ce anume? Ursulețul. Da. Totuși, oricum, în curant iar mai bine. Ce drăguț. Nu. Gata, afară. Nu spune că acolo etaj 2. Eu nu mă duc. Stai bucăniță. Da. E destul de înfricoșător aici. Dar apropo, mai avem ușă aici.
chiar mi-a zis la tine? Wow, ce drăguț. Abia să nu e nimic. Strașnic. Ei, așa arată o casă în care nu s-a locuit nu, că spun tipe aia. Zici, mi-a dat. Aici a rămas totul neatins. Vezi ce mai câștigeam? Nu-i nimic de acasă. Uite cum arată floarea uscată. Vine, mă șezi, uite. Eu am văzut florile astea. Serij. Să vrei și era casa lor. De ce-l dă lui peste la parte? De vreo 3 ani n-am fost deloc aici. Ia uitate, cum a fost, îl luminează? Nu poți să răschiază casa asta? Nu, sigur că nu, ok. Uite, acolo așa, acolo. Doamne, te-l s-a oprit inima, tu-ți faci jocul. Am atins-o de cam strașnic. Parcă în film de groază. Nu lucrează afară. Așa, mai departe. Nu zice așa. Dar locul e mult mai putut. Doar nu uita, nu? Când e dar încălțăminte. Am merge din lui Cristina lor. Prietena lui Nikita. Eu nu ies la ea. Nu, acolo cu siguranță sunt șoarece. Închide ușa. Vreau să-mi dea, date. Nu, uite, gata. Dar nu intra. Dar nu ies un pic. Nu pot eu. Așa. Gata, aici sunt în față. Suntem și este în cadă. Maxim pe Iager. Uite asupra capului tău. Oleu. O, da. Da, gata, ieși. Ok, hai să vedem ce se întâmplă etajul. Hai, poate ce dăm în asta. Trebuie să... O, nu e nimic periculos aici. Vino cu mine. Ia frumos. E cutie plină cu accesorii. Cu
hosă de telefon. Ce faci? Ce vă film? Dar pot să-mi fac cu mâna. Nu se poate pe aici. La ce? Ce? Rătă prostie. Ce telefon? iPhone, nu știu cât. Eu? Da. Da. Deci mai sunt documente diferite. Da. Aha, unde se ia? Mhm. Un aparat foarte vechi. Da, afară se întunică. Dar nu-i strașnic. Nu trebuie să nu dai direct pe așa parte. E pur și simplu curat. Alea Angelii? Da. Wow! Cât este mai multe? Da, toți bani. E ce unicorn frumos. Cu ochelari drăguți. Uh-huh. El luminează chestia asta, vreau să o dezlumtă. Uh-huh. Uh-huh. Cap de el. Da. Parcă să-i ieși cineva. Da. Dar ce faceți voi aici? Tata! Uite-n clipul ea, gen. Ce buze? Am bucăți de material. E nimeni ascuns aici? Ia uite, 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 ceva mursuleț acolo se vede. Vezi? Mhm. Uite câte până se pare genul ăsta. Tata! Adică, Ramita.
pare amuzant cumva orice. Adică poza asta cu ghiozdan iar este și la mea studio. Wow, ia uite, este ecran, nu-i văzut? Oh my god. Prieteni, dacă v-a plăcut această casă bântuită, nu uitați să dați un like, share și un subscribe. Și să-mi scrieți în comentarii dacă vă plac așa gen de vloguri. Un pic sunt horror, dar... Nu-ți schie tot. Poți să rămân șobolan de acolo. Совесть, что же мы делаем? Aici cu siguranță șoareci. Nu cred, Adem. Deci este o terasă. Deci încă eu am deja sunt în mașină, dar încă am o senzație de frică, nu știu. Încă mă simt
foarte speriată. O experiență foarte frumoasă și strașnică, horror. Iar acum plecăm la serie de cronograf, la un... la niște filme în aer liber. Și abia aștept să mai trag și eu aer puțin, încă mă tem.